Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acest soi de demoni iese cu post și cu rugăciune. Iată o remarcă simplă la obiect, cât se poate de convingătoare, spusă chiar de Mântuitorul Iisus Hristos, nouă creștinilor, prin Evanghelia de astăzi. În momentul în care deschidem Evanghelia și ne uităm la parabola zilei de astăzi, vedem că este vorba de același element primordial pe care Hristos îl apără și îl păzește cu toată străduința, familia. Și de ce vorbim de familie? Un tată își aduce fiul lunatic la apostolii Mântuitorului Iisus Hristos și se vaită povestindu-i, precum ai povesti unui medic, toate simptomele bolii. Îl trântește și prin apă, îl trântește și prin foc, îl trântește adeseori și îl izbește de pământ, scrâșnește, face spume, deci se chinuie, se zbate, se zvârcolește. Și la un moment dat, învățătorule, l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-i facă nimic. Deci este remarca pe care o întâlnim în fiecare zi și în viața fiecărui creștin. M-am dus la biserică. Ce am rezolvat? Ai rezolvat două lucruri. Ți-ai dat seama cât de departe ești de Dumnezeu și asta prin faptul că nu te ascultă atunci când strigi la El, probabil că acel cuvânt care se spune la Apocalipsă, nu vă cunosc pe voi, uneori este valabil și în zilele noastre, mai înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Și de ce fac această afirmație? Într-o altă Evanghelie, când Mântuitorul întâlnește doi demonizați, dracii din demonizați nu spun, vai, nu ne chinui, nu știu ce. De ce ne chinui mai înainte de vreme? Pentru că Scriptura consemnă, dracii cred și se cutremură. Iacov. De ce ne chinui mai înainte de vreme? De ce te bagi în lucrarea noastră ticăloasă? De ce nu ne lași să ne culegem singur rodul necredinței din poporul pe care tu l-ai creat și i-ai dat pământul ca să-l stăpânească? Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos ceartă demonul mut și surd și acesta pleacă și se depărtează. Rămas singur, Mântuitorul cu ucenicii, apostolii s-au apropiat de Mântuitorul Iisus Hristos și au zis, Învățătorule, noi, de ce nu l-am putut scoate? Deci iată o întrebare foarte esențială. Noi, de ce nu l-am putut scoate? De ce nu poate oare biserica noastră ortodoxă să stopeze toate manifestările diavolești ale societății? Desfrâul, beția, țigara, paranormalele, magia, spiritismul, vrăjitoria, alergatul razna pe cărări străine la tot felul de învățături și la tot felul de rătăciri. Din cauză că acest soi de dragi nu se scoate cu infatuarea și cu părerea de sine. Harul este la îndemâna oricărui slujitor. Harul este la îndemâna oricărui cleric. Harul este la îndemâna oricărui creștin. Dar condiția esențială ca el să lucreze, știți care este? Creștinul să creadă și clericul să fie convins că o poate face. În momentul în care vii în biserică și te adresezi Mântuitorului și îi spui, știți, Părinte, m-am gândit să mai încerc și la biserică, e bine că încerci, dar trebuie să și vrei. M-am gândit să mergem și pe această cale, adică între toate căile pe care omul civilizat și cultivat le cunoaște și a adus aminte că mai este și această cale, biserica. Ei, aflați că Hristos vine astăzi să ne arate că primordială este cărarea cea dreaptă.
De aceea așa a permis să spună, eu sunt calea. Și de ce a spus eu sunt calea? Pentru că automat legat de această cale descoperi două elemente. Adevărul și viața. Și aici spune Mântuitorul, eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug. Ce fel de viață? De huzur? Nu. Tot Mântuitorul Iisus Hristos a spus, povara mea și jugul meu, așa spune, luați jugul meu și povara mea, că ușoară este. Deci vedeți cât de ușor este să lucrezi cu Dumnezeu? Pentru că în momentul în care se îngreunează, jugul ridică el de el, de jug în sine. Și tot Mântuitorul a spus, dacă veți învăța de la mine că sunt blând și smerit cu inima, veți afla odihnă în sufletelor voastre. Deci de ce blând și smerit cu inima? În clipa în care lepezi partea de orgoliu, partea eului personal, abia atunci poți intra în cămara lui de nuntă. Și spune o pildă din Pateric, mi se pare că am citit-o la Părintele Arsenie, Papa Cioc, că un suflet mântuit bate la ușa raiului. Da, cine acolo? Eu. Ei, dacă eu, așteaptă. A stat ăsta și s-a mirat îndelung și a zis, mă mai duc o dată. Da, cine acolo? Tu! Ei, atunci eu intră. De ce? Când te-ai golit de figurație și de părere de sine, de îmbrăcăminte exterioară, cea plină de păreri personale, atunci și Hristos te ascultă și te primește. Și de ce te ascultă și te primește? Este interesant faptul că s-a împământenit chiar și în sânul bisericii, chiar în, și când spun în sânul bisericii, în sânul credincioșilor, că ei sunt biserica. Să spună, zice, părinte, am venit că am o problemă, dar aș vrea să nu stau mult, că plec în altă parte, că mai am ceva de rezolvat. Da, mergeți și vă rezolvați ce mai aveți de rezolvat în altă parte, iar când rămâneți la problema pe care o aveți, o discutăm. Pentru că mă contrazic cu textele Sfintei Liturghii, care în momentul în care stăm în genunchi înainte de ieșirea cu Sfintele Daruri, spune așa, toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Ca pe împăratul tuturor să primim pe cel în chip nevăzut înconjurat de cetere îngerești. Păi dacă ai venit la împăratul tuturor, dacă ai venit la cel înconjurat de ce te îngerești, ori te grăbești să rezolvi problemele din piață, ori te grăbești să rezolvi problemele din suflet. Ce-ar da omul în schimb pentru sufletul său dacă lumea ar câștiga și sufletul ar pierde? Și aici Mântuitorul în Evanghelia de astăzi este foarte critic și categoric. Dacă v-aș spune ce aspru s-a purtat și ce dur a vorbit, o să spuneți că, vedeți, să cunoaște că nu e un om rafinat și că n-a trecut prin școlile vremii și că nu-i învățat cu cultura și civilizația elevată. Neam curvar și mincinos, neam ticălos și viclean, până când voi fi cu voi? Auzi ce adresare urâtă. Să-l vezi pe ăla că să-ți bate și să chinui acolo și în loc să-i dai o mână de ajutor, mai și batjocorești. Și iarăși, tot așa un gest de noblețe, să spun eu, din bardă. Câinii, nu-i bine să iei pâinea și să o arunci de la fii, să o arunci câinilor. Deci cât de dur a fost Mântuitorul. N-aruncă pâinea câinilor. Cine erau câinii? Păgânii aceia care strângau în urma lui, Doamne, am o fică și cumplită, îndrăcită. Dar înțelegându-i subtilitatea Mântuitorului și adâncimea cuvintelor lui, femeia a zis, nu-i nimic. Din cuvintele sale se prinde omul. Da, Doamne, așa este. Dar și câinii mănâncă ce cade de la masa stăpânilor lor. Adică mila trebuie să curgă peste tot la fel. Plouă și în China, unde sunt budiști,
Plouă și în Asia, unde sunt arabi. Plouă și în Ierusalim, unde sunt mahomedani. Peste totul plouă. Peste totul strălucește soarele. Deci iată fărâmăturile de la masa Stăpânului cel Mare, care bucură toată fața Pământului și toată făptura vie de sub cer. Și tocmai de aceea Mântuitorul Iisus Hristos vine și pune accent în Evanghelia de astăzi că întâlnirea cu Iisus Hristos nu poate fi o întâlnire de tip pervers, prefăcut, viclean. Când te duci la o recepție, la o nuntă, la un botez, în audiență la un director, la un medic la cabinet, nu știi cum să te lingușești în cuvinte, să-l copleșești ca să-ți rezolvi problema. Și el știe lucrul ăsta. Pentru că totul e un aranjament, e un artificiu. Tu pui plicul pe masă, el îți semnează hârtia, tu îi spui, vai, sunt onorat, vă mulțumesc, vă sărut mâna, lași buchetul de flori, lași sacoșa, rezolvi problema, v-ați cunoscut de când lumea și pământul și când ai ieșit afară, deja îl înjuri în gândul tău, fie că ți-a luat prea mult sau fie că te-a ținut prea mult la ușă. Dar ești bucuros că ai rezolvat problema. Ei, la Hristos nu merge așa. Hristos în mod intenționat, a lăsat cazul întâi în mâna apostolilor. Și ce credeți că au făcut apostolii Mântuitorului? Au făcut ceea ce am spus eu adineauri. S-au umflat în penele lor că sunt ucenicii Mântuitorului și s-au apucat de tiohăit dracu din om. Ieși, bei, pleacă, fugi! A ținut circoteca. A avut efect de ser, dar n-a avut efectul scontat. Final. Dracu n-a ieșit. De ce? Pentru că și în Pateric sunt două cazuri, mie mi se par cele mai interesante și am să vi le spun de ce. Un cuvios, cu o stare foarte înaltă de trăire, având un demonizat în față, a început să citească acele rugăciuni de exorcizare pentru a ieși demonul. Și demonul foarte viclean a spus, bine, mă scoți din omul acesta, dar unde să mă duc? Și dacă omul era cu o trăire înaltă pe măsura lucrării și rugăciunea asta așa, să intri în mine! Vă dați seama că pentru moment diavolul s-a cutremurat. Dar a îndeplinit porunca ascultării, a intrat în clericul respectiv. Și l-a dus Ava aproape vreo 10-20 de ani. Și la un moment dat, dar Ava nu cârtea niciodată, nu spunea nimic, tăcea cum tace mielul, nu avea nimic de obiectat. Și dracul tot îl chinuia. Și călugărul sporit îi spunea, chinuie-mă pe mine decât să chinui pe alții. Lasă, chinuie-mă pe mine. Și la un moment dracul a început să se vaite și a spus, nu mai pot sta, trebuie să plec. Nu mai pot sta, trebuie să plec. Și Ava îl întreabă, ți-am spus eu să pleci? Te-am oprit eu să nu mai stai? Ți-am zis eu că nu te primesc? Și a spus, nu, mă arde smerenia ta, eu nu am ce căuta aici. Și a ieșit și a plecat în pustie. Dar au fost cele două esențe. Unu, cel care se ruga era convins că treaba asta o face și că o face din convingere pentru aproapele ca pe el însuși, dar și-a demonstrat iubirea ca pe el însuși. A suferit el ca să se elibereze aproapele. Aș fi eu foarte curios, fie mamă, fie copil, fie soț, fie frate, fie soră, fie duhovnic, fie preot, fie cine ar fi, să vedem dacă cineva ar prefera să se îmbolnăvească în locul celui suferind. Știi ce spune? Da, părinte, știți, da, eu mă rog, așa este, da, dar da, dacă asta e voia lui Dumnezeu, na, lăsați să rămână așa. Adică nimeni nu și-ar asuma riscul. Toată lumea s-ar vrea sănătoasă și toată lumea își dorește lucrul acesta. Fie că e mental, fie că e spiritual, fie că e sufletește. Dar fără jertfă. Într-o altă parte, un stareț sporit, văzând dracul că se roagă pentru ucenicii bolnavi și că îi tămăduiește, a zis, las că am să-l rușinez și am să-l bat jocoresc. Și când a început starețul să-i cetească exorcismele de ieșire,
Satana a spus: nenorocitule, tu curvar și bețiv și ticălos, îndrăznești să mă scoți pe mine? Și starețul îi spune, zice: nu-i nimic, întunecatule, mâncând și bând și desfrânându-mă te voi scoate. Voi păcătui mereu până vei pleca. Și s-a rușinat dracul și a fugit. Că starețul își făcea, lua un pahar de vin, mai zicea o dezlegare. De ce? Nu că vrea să se îmbete și nici nu s-a îmbătat vreodată, dar să-i arate dracului că nu se ascunde de ocara lui și nu crede în ea. Atât de satisfăcut sunt credincioșii când merg în anumite locuri din astea unde apare câte un demonizat și fac atâta circ cu Satana și îl întreabă: dar de tămâie te temi, dar de aghiazmă te temi, dar de Sfânta Masă te temi, dar de Părintele Iustin Pârvu te temi, dar de Arsenie Papacioc te temi? Dracul nu se teme de nimeni, mă omule. Dracul, dacă i-ar îngădui Dumnezeu, cu o gheară întoarce pământul pe dos. Dracul se teme de lucrarea duhovnicească, de post, de rugăciune și de smerenie. Și de ce lucrul acesta? Am să vă fac și lucrul acesta. Unde este smerenia în Evanghelia de astăzi? Poate cineva să-și dea seama? Nu. Smerenia este la Mântuitorul. Apostolii, după ce au scărpinat pe Sarsailă în coarne și el n-a plecat, s-au retras cu minți și rușinați, dar cu întrebarea de ce n-a ieșit. Dar Tatăl i-a spus învățătorului: am fost la ucenicii tăi și n-au putut să-i facă nimic. Adică uite ce proști ai crescut. Cam ăsta e răspunsul la modul popular. Mântuitorul a primit smerenia, dar a instituit-o la nivel de dogmă. Fratele meu, ei ți-l scoteau de când hău și părău, dar e nevoie de post și rugăciune. Și acum întrebarea mea este mai interesantă, fiindcă este o Evanghelie care îmi place. Unde trebuie poziționat postul și rugăciunea în Evanghelia de față? Nici prin cap nu vă trece. Unii cred că cel demonizat trebuia să postească cu post și rugăciune. Nici o treabă. Unii cred că apostolii ar fi trebuit să postească. Nici aceasta. Unii cred că în general dracul iese cu post și rugăciune. Nu. Sfântul Vasile cel Mare are două replici cutremurătoare. Am văzut, țineți minte, am văzut trup slăbănogit de post și rugăciune, dar plin de patim. Deci băgați bine la cap. Și am văzut minte sănătoasă în trup sănătos. Ce înseamnă asta? Că e cumva vorba e latină. Minte sănătoasă în corp sănătos. Ăsta-i postul, fratele meu. Când știi să te înfrânezi cu mâncarea dinainte, cu femeia lângă tine, cu țigara lângă tine, cu băutura lângă tine, cu banul lângă tine, cu pofta lângă tine, cu gustul și cu vederea lângă tine. Despre acest post vorbea Mântuitorul. Era vorba de un post al patimilor. Satana nu intră într-un om dacă el e curat. Intră într-un om dacă e decăzut și murdar. Iertate-ți sunt păcatele tale, să nu mai greșești. Ia-ți patul tău și umblă. Și întreabă Mântuitorul, ce era mai lesne? Să-i spui iertate-ți sunt păcatele sau ia-ți patul tău și umblă? Iertate-ți sunt păcatele, că păcatele erau motivul bolii. Deci aici avem același lucru. Îndreptați-vă, fraților, viața și apoi strigați la Dumnezeu să vă asculte. Deci nu vii plin de duhoarea băuturii și a curviei și a fumatului și a băuturii și spui, fă, bă, dar faci o dezlegare. Îți faci o dezlegare. Dar tu trebuie să crezi că ai primit-o și preotul trebuie să creadă că ți-a citit-o. Tu trebuie să crezi că a lucrat Hristos în inima ta și Hristos crede că te-a eliberat. Deci, despre acest post este vorba. În primul rând, Mântuitorul, în mod indirect, i-a mustrat pe ucenici, le-a spus așa, în mod versat, sunteți ucenicii mei. Dar asta nu înseamnă că vă permiteți să faceți orice. Și chiar și-a permis odată și-a înfruntat categoric în Evanghelie acest fapt. Apostolul Petru
el e erou principal, că dacă întotdeauna se băga și unde n-avea el treabă și știa toate, fiind și căsătorit și mai bătrân și mai cu experiență, credea că dacă e cărunt la păr, e cărunt și la minte. Și îi spune Mântuitorului, Doamne, dar noi dacă am urmat Ție, cu noi ce va fi? Mântuitorul a privit în prima duminică după Paști, găsiți acest text, sâmbătă. Întreabă, cu noi ce va fi? Și Mântuitorul îi spune, Petre, nu te bucura că se pleacă vouă draci sau că tămăduiți bolnavi. De ce lucrul ăsta? Pentru că nu e a nostru. Nimeni nu poate vindeca o boală sau un bolnav sau izgoni un demon. Harul Duhului Sfânt, lucrarea divină din noi. Și bucurați-vă că s-a scris numele voastre în cartea vieții. Asta trebuie să ne bucurăm, că suntem pe lista de priorități a lui Dumnezeu ca la anele. Deci când se va trage linia, noi suntem pe lista celor care primesc locuință în cer. Psalmistul David și Apostolul Pavel, cu ei trebuie să vă certați. Ce sunt sfinții? Cetățenii ai Raiului și oameni de casa lui Dumnezeu. Iată ce trebuie să ne bucurăm noi. Nu trebuie să ne bucurăm că am scos draci sau că am vindecat bolnavi. Medicul e dator să vindece bolnavii, preotul e dator să exorcizeze demonizații, omul este dator să muncească și să fie credincios și serios. Astea sunt datorii despre care Apostolul Pavel a spus clar. Pe astea trebuie să le faceți și pe astea să nu le lăsați. Iar când le-ați făcut toate, să nu vă înălțați cu mintea, ci slugi netrebnice să vă chemați. Deci iată, iar în taina Sfântului Maslu, că permanent îl ascultați miercurea și vinerea, spune așa, și toată dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu este ca o cârpă lepădată. Tot ce ni se pare nouă corect, tot ce ni se pare nouă că am mucenicit, că am suferit, că am tras din greu, că ne-am ostenit să schimbăm crembuștii de post cu salamul de dulce, pâinea albă cu pâinea neagră, borșul de cartofi cu cel cu ou, cu fidea. Deci, astea sunt simple iluzii optice. Nu mâncarea, a spus Mântuitorul, nu ce intră în om spurcă, ci e ceea ce iese din gură. Pentru că ceea ce înghite omul se duce la curățitoare, spune Evanghelia, adică dai afară ce nu-i bun. Dar ce scoți din cinstita și luminata moară a trupului, aceea se cântărește și în cer și pe pământ. Și de ce vă spun lucrul acesta? Apropo de post și rugăciune, cred că v-am mai spus-o odată sau poate n-am avut-o în memorie, un boier avea un filozof la curte. Și filozoful ăsta, ori de câte ori erau ceremonii importante, făcea câte o gafă și dădea cu bățul în baltă. Bineînțeles că stăpânul lui se supăra, dar în același timp era și bucuros, pentru că ăsta, prin câte o vorbă cu tâlc, rupea mâța în două, deci îi termina pe musafir. Și îi spune boierul, măi, Sisine, măi, tu mereu ai numai surprize, zice, uite, m-am gândit pentru masa de mâine, ca să nu faci vreo prostie, mergi în târg și cumpărăm cea mai bună carne. Și s-a dus în târg, el a umblat toate tarabele, nu i-a plăcut nimic, nici mușchi, nici șuncă, nici pastramă. Și la un sărăntoc pe capătul tarabei a văzut un cap de miel și o limbă de vițel. Și a zis, astea două să mi le dai. Și a venit acasă, le-a dus la bucătărie, le-a prezentat la bucătăreasă. Asta s-a dus în sufletite la boier și a spus, pe cine ți-ai găsit să trimiți în piață? Dar boierul spăimântat deodată, zice, nu, 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 aici e o tâlcuire, zice, stai liniștit, asta nu-i nebun, nu face lucrurile la întâmplare, cheamă-l la mine. Și a zis așa, te-am trimis să iei cea mai bună carne pentru ziua de mâine la masă, că avem musafir. Stimate boier, mâine când musafirii vor lua masa, am să le spun de ce această carne e cea mai bună. Și când eram plin doi masa, l-a chemat boierul și a spus, povestește tu mesenilor de ce m-ai făcut de râs și ai adus carne așa de slabă și de puțină și așa de sărăcăcioasă. Boierule, capul duce trupul. Și m-am gândit că ce poate fi mai scump decât capul? Că dacă omul n-are cap, nu are nici minte și nu poate trăi. Și da, dar l-ai luat un cap de animal, e de berbec, păi așa sunt oameni.
gândesc ca oile. Și a zis, da, limba de vițel. Păi, stăpâne, Doamne, vezi dumneata, cu limba omul binecuvântă, cu limba omul mângâie, cu limba omul împacă pe cei învrăjbiți, cu limba omul binecuvintează și unește cerul cu pământul, cu limba se fac prietenii, cu limba se fac familie și căsătorii, cu limba comunicăm între noi și ne ajutăm unii pe alții, cu limba ne spunem vorbe frumoase și ne trece supărarea și scârba. Gata, 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 ești filozof mare, ajunge. Și au lăudat mesenii pe sluga boierului și a spus, înțeleaptă sluga ai, dar un boier ca să nu tacă din gură, a spus, o să mai venim la masă și săptămâna viitoare, dar am vrea cinstite boier. Să-l pui tot pe această slugă dumitale să aleagă carnea, pentru că sunt copleșit de cultura și gândirea lui. Boierul a tăcut din gură și pentru săptămâna viitoare a spus, pleci în piață să aduci cea mai bună, cea mai rea carne acum. Așa vor mesenii mei. Ce înseamnă cea mai rea carne? Oasă, unghii, zgârciuri, coadă, urechi, grăsime. Nici vorbă! S-a întors filozoful nici cu salam de Sibiu, nici cu șuncă presată. Cu un cap de oaie și cu o limbă de vițel. Și a rămas stăpânul de-a dreptul șocat. Și a venit și vremea să se spună la masă de ce a ales această mâncare. Și a spus, stăpâne, nu mai lungeți vorba. Unde nu-i cap, îi vai de picioare. Deci atât ce face un cap prost dintr-o societate sănătoasă. Uitați-vă în jur și vedeți dumneavoastră. Dar limba? Păi, boierule, hai să deschidem Sfânta Scriptură și să citim împreună. Din prisosul inimii vorbește gura. Dacă omul are cele rele în gura lui, pe cele rele le scoate. Și dacă în vistieria lui sunt lucruri bune, pe cele bune le scoate. Cine blestemă mai urât ca limba? Cine batjocorește mai urât ca limba? Cine spurcă mai urât ca limba? Cine învrăjbește spre ucideri și războaie decât limba? Cine învrăjbește frații și neamurile între ei decât limba? Cine învrăjbește în judecăți și tribunale decât limba? Cine învrăjbește între avocați și judecători decât limba? Cine învrăjbește între neamuri și să bat până să ucid și cuceresc teritorii? Limba. Cine desparte pe om de Dumnezeu? Limba. Cine desparte cerul de pământ? Limba. Cine ucide și distruge tot pământul? Limba, boierule! De aceea Mântuitorul astăzi a spus, acest soi de draci este cu post și rugăciune și postul nu-i numai de pâine și carne. Era un ucenic în pustie plin de patim. Și s-a dus la bătrânul său și a spus, uite, cu tare mănâncă atâta și nu-i lupta de curvie. Cu tare mănâncă atâta și nu-i lupta de curvie. Cu tare mănâncă atâta și nu-i lupta de curvie. Cu tare mănâncă atâta și nu-i lupta de curvie. Eu mănânc 3 pesmeți pe zi și sunt luptat de curvie. Bine, fiule, merge în cetate, ia-ți 10 kg de carne și 5 pâini de 2 unce, adică cred că de 2 kg bănesc. S-a dus în cetate, le-a luat, s-a dus în pustie, le-a binecuvântat bătrânul și a început a mânca. Și la sfârșitul săptămânii a întrebat bătrânul discret și subtil. Și cum ai biruit patimile, fiul meu? Părinte, zilnic cât am mâncat aceste bucate care mi le-ai binecuvântat, nu m-a luptat nicio patimă. Vezi, fiule, mănâncă carne de dobitoc și lasă carnea de om. Nu purta tu grija apropiului, că aceea înseamnă patima ta. Nu purta tu grija celui de lângă tine și căderea lui, că nu-i știi lacrima sau pocăința și nu-i treaba ta. Deci vedeți care e cel mai periculos post? Postul a vedea, postul a auzi, postul a cleveti, postul a avea grija, postul a urmări, a specula, a spiona și atunci toți acei draci vin la tine. De ce? Ca să te muncească pe tine să vezi cum e. E ca un bumerang, se întoarce totul împotriva ta. Lasă pe Dumnezeu să judece. El știe de ce avem și atâția curvari, și atâția bețivi, și atâția hoți, și atâția criminali. El i-a zidit, El îi acoperă, El îi stăpânește, El îi izbăvește. Nouă ne este a scoate demonul
prin post și rugăciune, prin înfrânarea acelor cinci simțuri, cum spune Nicodima Ghioritu, și prin permanenta cugetare la Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasa, amin. Și s-a izbăvit fiica ei în ceasul acela.